Salutare și bine ne-am găsit la un nou episod din podcastul Artea de a fi barman. Eu sunt gazda voastră, Mihai Fetcu, iar astăzi l-am alături de mine pe Marian Munteanu, cofondator Social Van, un om cu experiență deosebită în Horeca și aș putea spune unul dintre prietenii mei. Te salut, Marian, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de a sta de vorbă. Salutare, Mihai, bine te-am găsit. Mulțumesc frumos de invitație. Așa, numai puțin să dai microfonul mai aproape. Aproape, cred că mai bine. Încă un mesaj pentru cei care ne ascultă. Ne puteți vedea pe YouTube și ne puteți asculta pe Mixcloud, pe Soundcloud, pe Spotify, pe Apple and Google Podcast. Mulțumim partenerilor Moni România și Vizibil pentru suportul pe care ni-l oferiți ca să ne distrăm aici pentru voi. Marian, o să încep cu o întrebare care a devenit cumva emblematică pentru podcastul ăsta. Cum este să stai pe un maldăr de bani? Bună întrebare. Da, încă nu știu nici eu cum este să stai pe un maldăr de bani. Dacă stai, tu spune-mi. Sau dacă o să ajung vreodată să stai pe un maldăr de bani, cu siguranță te chem și pe tine să vezi cum e. Păi eu nu stau de asta, întreb, vreau să aflu secretul, pentru că primul lucru la care mă gândesc când te văd pe tine și Social Van, să zic, mamă, dar ce patron s-a ajuns Marian ăsta. Cum e să fii patron de companie, nu știu, cum să o caracterizezi cel mai bine? Închirieri, construcții, modificări, rulote, cum e? Cum să o încadrăm cel mai bine? Acum, ca să fiu modest, nu știu dacă neapărat mă pot numi patron, că sunt angajat în propria mea afacere. Ok. Lucrez foarte mult și chiar nu simt asta că sunt patron. Da, nu mai... Înainte, cum știi și tu, am lucrat foarte mult timp în vânzări. Acum nu mă mai plimb, nu mă mai învârt prin toată țara. Mă duc într-un loc la atelier de dimineața până seara, unor până noaptea sau aproape până dimineață. Am și înțeles. Acolo îmi petrec timpul, sunt, nu? Vă zic că sunt un simplu angajat. Ok, deci ești, cum s-ar spune acum, politically correct, self-employed. Exact. Cum e să fii self-employed? Muncești mai mult ca înainte, mai puțin? Ești mai relaxat, ești mai stresat? De muncit e mult mai mult. Toată lumea, cred, tot majoritatea, când se gândesc, aia, lasă că mă las de muncă și îmi fac eu firma mea și mă apuc de afaceri și nu mai muncesc așa mult. Cred că așa am gândit-o și eu la un moment dat. La început e o mare minciună. Nu, muncești de 3, 4, 5 ori mai mult. Asta ziceam, am perioade când trebuie să termin un proiect sau trebuie să mă apropii de final, de deadline. Muncesc câte, nu știu, 15, 16, 20 de ore pe zi, ceea ce e foarte, foarte mult. Este, dar spune-mi un puțin, după ce ajungi acasă pe 15 ore de muncă, cum te simți? Aici vreau să ajung, de fapt. Nu mă simt obosit deloc. De ce? Fac din pasiune tot. Așa a început, de fapt, știi? A început la mine ca o pasiune pentru asta. De fapt, inițial, nu ca să zic cum am început. Chiar te rog. Acum aproape 3 ani, la fel, mă gândeam să, hai zic, e timpul încet, încet să mă retrag din, să nu mai lucrez pentru cineva și să-mi fac propriul meu business, propria mea afacere. Și, na, fiind pasionat de cafea, îmi plăcea foarte mult cafeaua, am zis, hai să-mi fac un coffee to go. Am căutat ceva spații prin oraș, n-am găsit nimic care să mi se pară ok, sau erau cheile foarte mari, și am zis, ok, hai să încerc ceva mobil. Am căutat diferite platforme, până la urmă am ajuns la asta de cai, că de fapt de aici plecăm, în fine, hai să ajungem și acolo. Am plecat de la remorcă, la o remorcă pe care am văzut-o, mi-a plăcut în câteva zile, de fapt de când mi-am dat seama că asta vreau să fac, până la momentul cumpărării, cred că a trecut vreo săptămână. Ok. S-a întâmplat totul foarte rapid. Deci să înțeleg că tu ai vrut să-ți deschizi un coffee shop, da, mobil pe care să-l duci, nu știu, la festivaluri? La festivaluri sau nu neapărat, cât să-l amplasezi undeva în oraș. Ah, ok, pentru ok. Că, cum are Manole, de fapt? Da, cum are el, atunci nu ne știam sau nici mă căba, da, ne știam. Nici nu cred, cred că lucra pe la Hof. La, ok, la Hof. Da, era în perioada aia. Era atunci, da, era. Dumnezeu să-l ierte. Și... nu, am gândit să fac chestia asta pentru că nu era un Brașov și am zis, hai să vin eu cu ceva nou. De fapt, mai era, că Manole lucra la un moment dat, a lucrat undeva pe la Sanitas, da, mult timp în urmă, dar exact, a dispărut la un moment, da, dat. A dispărut și am zis, ok, asta e o nișă de exploatat.
Brașov, pentru că nu există. Dar ai mai văzut undeva în afara Brașovului, nu știu, gen București sau Cluj? În București sunt, cel puțin prin Pipera sunt câteva locuri pe la clădirile de birouri pe acolo. Ok. Sunt multe cafenele de genul. Dar zi-mi un pic cum, dacă știi, cum funcționează chestia asta, dacă vrei să ai o rulotă cu un punct fix, cum avea Manole. Am înțeles că cu autorizațiile e destul de complicat. E foarte complicat, foarte complicat. Eu acolo m-am oprit, de fapt. Am început, m-am plimbat, cred că vreo luni de zile, primărie, cadastru, urbanism, zi de zi aproape, luni de zile, m-am plimbat de la unul la altul, nu dădeau, nu știu, un act. Și am renunțat. După luni de zile chiar am renunțat. Era și ne apropiam de sărbători și dacă am văzut că n-am reușit să pun în Brașov, am vrut în Poiana Brașov. Ok, da. E o idee bună. Și n-am reușit și felul ăsta am renunțat la idee atunci. Și, păi prima, și ce s-a schimbat acum? Prima remorcă, primarul Lotă, am vândut-o. Văzând că nu reușesc să-mi iau autorizații, le-am vândut-o destul de repede și am zis, ok, hai că e rost de făcut bani de aici. Păi și cei la care ai vândut-o, ei au avut autorizațiile? Sau bănuiesc că nu e neapărat asta? Ei aveau cumva un restaurant foarte mare prin București, uh-huh, primii mei clienți, și cumva îl foloseau ca extinderea restaurantului, ceva de genul. Ok. Foloseau undeva în apropierea restaurantului și așa l-au luat ei. Ei au spus că se descurcă. Nu e, depinde de oraș, depinde foarte mult de primărie, de conducerea orașului. De fapt, stai că mi-aduc aminte acum, stăteam de vorbă cu cineva care tot așa avea o chestie de genul ăsta și a zis că, știi cum și-a luat autorizația? Era ea cu soră sa pe stradă, s-au întâlnit cu primarul, ele fiind mai înfipte, zic, domne, uite așa, nu, niciodată nu ne primiți în audiență, nu știu ce, nu știu cum, uitați ce vrem să facem, nu știu ce. Și atunci el a zis, ok, haideți mâine acolo, vorbiți cu XY și așa s-a rezolvat. Cam așa se întâmplă, din păcate. Da, asta a fost un caz fericit. Un caz fericit. Eu am bătut pe la uși și m-am tot plimbat și nu. La noi în oraș e destul de greu. De exemplu, în Cluj am înțeles că e mult mai ușor. E și primar mai deschis la minte, zic asta, eu. Asta zic, că primarul de acolo e un pic mai mult, dacă open-minded. Și pro-business. Ții minte că vorbeam cu Silviu Popa, colegul nostru de la Vizuin, și zicea, atunci când și-au deschis barul, a venit cineva în control și trebuia, nu știu ce, un caiet, nu știu ce, pe care nu l-avea la local, dar l-avea undeva lângă Cluj, într-o comună sau o chestie genul ăsta, știi? Și atunci au zis polițiștii, ok, astăzi suntem în 28, ai 2 săptămâni la dispoziție să vii cu caietul aici și ne vedem atunci, știi? Da, foarte ok. Din păcate, la noi în Brașov nu cred că se întâmplă. Nu cred că s-ar întâmpla așa ceva. Uite, țin minte, sau nu știu dacă ți-am zis povestii, cred că ți-am spus, când mi-am luat eu autorizațiile pentru Ice Division, deci o chestie care trebuia să dureze cam o săptămână, a durat o lună și ceva. Deci despre ce vorbim. Asta vorbeam și cu Lucian, partea asta de birocrație. Dar eu zic să nu ne împiedicăm în detalii acestea și să ciocnim un par în cinstea ta și a proiectului tău. Cheers. Social Van. Salutare! Mulțumesc. Cheers. Frumos! Aici avem o băutură foarte simplă. Foarte bună. Avem Free Sense Tonic cu Jägermeister Scharf. Probabil l-ați mai văzut pe internet, pe site-ul celor de la BDG sau de la Bei ce vrei, și facem un pairing cu mango, așa că te invit să-i, după fiecare înghițitură din acest long drink, să bei și să mănânci și niște mango. Claudiu, când vrei, poți să vii să-ți iei niște mango, deci că am uitat să te servesc pe tine. Claudiu nu mai are băutura. Vezi că este acolo, în bar, mai este. Bun. Ai vândut prima remorcă. După aceea mi-ai luat încă una. Și încă una. Și încă una. Una și încă una. E cumva adictiv treaba asta? Da. Da. Acum aștept. Viitor apropiat cel mai probabil o să mai urmeze una. Da, am mai luat încă una în ideea în care găsisem un model mult mai interesant. Cel pe care îl am și acum. Cel care e și în logo, de fapt. Aia e următoarea. Ne poți spune, te rog, Claudiu, logo-ul să-l vedem? Acum, pentru cei care ne urmăresc, ne-am modernizat un pic și cei de la Vizibil au făcut un
upgrade și acum avem niște monitoare în care vedem în timp real exact despre ceea ce vorbim și aici avem logo-ul făcut de Bela Bedo, dacă nu mă înșel. Corect. Cum a venit ideea asta de la logo? Mie mi se pare foarte fain. Eu de mult am tot visat logo-ul ăsta, am visat. Visat cu ghilimele de rigoare. Mie mi-a plăcut foarte mult, îmi place foarte mult tipul ăsta de remorcă, de rulotă. Ca și model, ca și tot. Pe mine știi cu ce mă ce plac cu gândul? La roboții care se transformă. Transformă, exact. Exact, roboții ce. Da, am văzut, chiar am văzut o postare zile trecute la exact. Tine. Înseamnă că ai avut roboți din aceea când erai mică. Da. Au copiii mei acum. Ok. Și mi-a plăcut foarte mult cea albastră, pe care tocmai a fost mai devreme. E cea de-a doua rulotă de la care am plecat, asta e. Și de acolo mi s-a părut foarte tare ideea și am vrut ca omul care vede logo-ul să și înțeleagă despre ce vreau. Așa, dacă o vezi, zici că e o remorcă de cai. Mm-hmm. Dar de fapt nu e. Dar spune puțin, tu le cumperi noi sau cum? Nu, ele sunt cumpărate second hand. Ok. Și recondiționate. Recondiționate în ideea în care rămâne doar șasiul din ea și rămâne toată partea de fibră de sticlă. Mm-hmm. Și în rest podeaua se schimbă, se pune tot în opea. Ok, aici văd că e un ceva iese din ea, nu știu cum se zic, ca să nu, eu nu prea tehnic. O extindere a barului, l-am gândit, ea în interior nu e foarte, foarte mare. Mm-hmm. Nu e foarte mare și atunci am încercat să găsesc o variantă în care pot lucra doi oameni. Ok. Și așa... Dar mie îmi place foarte aici, mult extinderea asta. Eu știu cum aș vedea ori ca o stație de bar bine setată, ori exact cum e într-un bar în care vin oameni și stau, le pui câte un vin, un platou, o treabă, o cafea. Inițial, da. Așa am gândit-o. Adică pot servi doi oameni. Unul stă înăuntru, la bar, la tășghea, și celălalt poate sta afară. Și acolo se poate socializa. Dacă pui niște scaune de jur împrejur, oamenii seara la festival, sau nu neapărat, la un eveniment la festival, oamenii pot să stea acolo să socializeze. Dar extinderea asta bănuiesc că nu era. Nu, asta am gândit-o eu, am gândit-o de, nu știu, de multe ori. Ea, teoretic, era foarte ușor de făcut dacă era ceva static dintr-o bucată, sau nu, din două bucăți. Pe când ea e făcută să intre în spatele mobilierului. Deci e retractabilă. Retractabilă, da. Din momentul în care te-ai urcat în remorcă, cred că ți-a un minut ca să o deschizi cu tot. Un minut, și un minut jumate. O poate manevra oricine? O poate manevra oricine. Nu e complicat și nu e greu. Asta mi s-a părut foarte, foarte tare. Și ideea e bună. N-am mai văzut în alte, sincer. Nici eu n-am văzut-o. De fapt, eu am mai văzut undeva o poză pe net, dar era partea din spate era făcută de niște paleți. Ok. Și am zis, ok, n-aș vrea paleți pentru că automat îți mai trebuie încă o mașină să poți să le transporti de la un eveniment la altul, era complicat. Mașină mare, mă refer. Da. Am zis, ok, hai să găsesc o variantă în care să intre ea înăuntru. Să fie cumva înăuntru remorcii, să nu trebuiască să stai, să umbli după mașină, desfă-o, demontează-o. Deci nu trebuie șuruburi, piulițe, chestii. Nu, trebuie doar lăsate dicat oblonul din spate, oblonul din spate cel de jos lăsat și împins barul afară. Uite aici avem... Ce frumos arată de sus. Să vedem mai bine și așa în felul ăsta înțelege exact cam ce... Bun, eu nu înțeleg o singură chestie, bine, nu înțeleg multe, dar din ce știu și ce am mai vorbit noi așa, tu nu ai un background în construcții, amenajări, în chestii genul ăsta. Chiar deloc, eu... Sau nu aveai, că acum ești trecut, ai trecut prin pâine. Nu aveam. Eu am lucrat, cred că mai bine de 14 ani, am lucrat în vânzări. Prin diferite firme, mai mici sau mai mari. Și la ultimul job am încercat cumva să le... Nici măcar am încercat să le fac în paralel, că prima remorcă pentru mine v-am făcut-o în timpul liber. Lucram vineri, după amiaza, sâmbete, duminici sau când mai aveam o zi, două, trei de concediu, atunci mă duceam și lucram la ea. Uh-huh. Și așa am început și inclusiv mi se pare că și la a doua, la fel. Atunci nici măcar nu se numea social van. Erau doar niște remorci pe care eu le făceam și încercam să le vând. Ok, și cum a venit numele ăsta de social van?
aici e poveste lungă, poveste, nici măcar nu e poveste lungă, aici nu ne grăbim, să știi. Mi-a luat foarte mult, timp să găsesc numele. A fost o listă lungă, cred că de vreo 30 de denumiri și am mai tot tăiat, am mai trecut o săptămână, două, iar le mai citeam, două, trei de acolo le mai tăiam că nu mi se păreau că sună cum trebuie și mi-a luat, cred că vreo 3-4 luni de zile să găsesc numele. Și am plecat, am ajuns la social vendor, la socializare, pentru că la un festival nu mergi doar pentru muzică, nu mergi doar pentru food, să mănânci și să distrezi, mergi să socializezi. Am înțeles. Și să socializezi. Și atunci de acolo a venit denumirea asta. La ultimul loc de muncă, la Way Out, acolo am avut și tangențe cu festivalurile. Way Out fiind cei care... Este un importator de băuturi, una dintre cele mai cunoscute băuturi lor e Tatrati. Sau era Tatrati, că acum au mai multe în portofoliu. Am uh-huh. băuturi cunoscute, mai trecut ceva timp, de atunci s-au dezvoltat. Bine. Ok. Și merge la festivaluri cu ei? Sau? Da, am mai fost și m-am ocupat și de ceva festivaluri, strict cu băuturile pe care le reprezentam, le aveam în portofoliu. Și chiar mi-a plăcut. Și am zis, ok, cam ăsta e... Asta e traiectoria pe care aș vrea să merg, știi? Dar tu atunci când erai la festivaluri și te ocupai de organizare, ai văzut în cadrul festivalurilor rulote de genul acesta? Exact ca a mea, genul ăsta nu. Rulote, da. De street food sunt o grămadă. Da, clar. Foarte, foarte multe forme, culori și așa mai departe. Dar ca a mea, nu. Mai sunt vreo două, din ce știu eu, în România, ca în genul ăsta, două sau trei, dar sunt modele diferite. Nu cu extinderea asta în spate. Asta deci aici pot să zic că e o semnătură de-a mea. Păi și n-ai putea să-i pui, un brevet, o chestie, o... Nu m-am gândit niciodată. Nu știu dacă neapărat, că dacă cineva vrea să facă, poate să facă. Și nu, chiar nu mă deranjează. Ok. Nu mă deranjează. Uite, dacă eram în America, făceai un license acum și cine făcea chestia asta îți plătea un mic fee și da. Tot așa. Dacă, în România. Da. Zi-mi puțin că mă interesează și partea asta de festivaluri, după cum bine știu, eu nu prea sunt fan festivaluri, dar îmi place să le urmăresc și să le înțeleg. Ce înseamnă ca să fii tu ca și un brand la un festival? E complicat, e costisitor. Costisitor. Ție și costisitor și depinde foarte mult ce vinzi. Dacă vinzi, de exemplu, cafea, faci bani și nu faci bani. Dacă vinzi mâncare, faci bani. Pentru că adaosul e altul. Pe de o parte. Pe de altă parte, contează foarte mult festivalul și contează foarte mult vremea, perioada respectivă. Pentru că dacă nu ai vreme, mergi la festival și n-ai ce să vinzi. Și tu te apropii și pierzi și o grămadă de bani. Cu cazările angajaților, mâncare, tot ce ții pentru a te previziona pentru meniul respectiv, de exemplu, dacă vorbim de mâncare. Deci, practic, tu la un festival nu te duci decât să-ți promovezi brandul. Da. Adică bani să zici, băi, uite, am câștigat. Bani se pot face, că sunt oameni care trăiesc din asta, gen, uite, cum sunt oamenii din street food. Sunt mulți care doar asta fac, nu au un punct fix undeva și se duc în weekend-uri sau când sunt festivaluri cu... food truck-ul, de exemplu, la eveniment. Păi și acum, dacă ești... care fac bani, acum depinde cum ai noroc de vreme. Uite, de exemplu, acum, că tot vorbim de festivaluri. Anul ăsta, eu sunt tare curios ce se va întâmpla. Ioc, pare. Și eu zic la fel, încă din momentan, păcate. Din ce am urmărit un pic, oamenii încă nu și-au... n-au anulat. Așteaptă să vadă, așteaptă 15 mai, așteaptă să vadă ce se întâmplă după. Dacă vor da drumul sau nu. Am înțeles, dar... Ce înseamnă, nu știu, acum s-ar putea să greșesc, nu știu, sigur, ce înseamnă Electric Castle, ce înseamnă astea s-au anulat? Nu cred. Nu? Nu. Am văzut acum o săptămână și ceva, cred că m-am uitat și nu. N-am anunțat încă nimic, așa îi aștept. Bine, oficial n-am anunțat. Bani băgați o grămadă acolo. Au foarte mulți bani. Artiști, au foarte, foarte mulți bani. Inclusiv mai am un prieten care organizează un festival de blues la Brezoi. Uh-huh. Open Blues Festival. Foarte tare, dacă ești pasionat, că îți place genul ăsta de muzică și la fel, chiar dimineața am văzut o postare de la el în care zicea că așteaptă să vadă ce se întâmplă. Pentru okay, că speranța moare ultima. Da, încă nu s-a zis nici da, puteți funcționa, nici nu.
Ok, tu ai fost cu rolotele tale la vreun festival? Da, am fost cu una din ele, cu Cea Neagră. Ok. Am fost chiar la Open Air Blues Festival anul trecut. Chiar a fost interesant. Și cum e? Trebuie autorizație în cazul de față sau nu? Mie nu trebuie autorizație, eu am închiriat-o. Le-am închiriat-o, oamenii trebuie să scoate autorizațiile de la DSV și așa mai departe. Acolo... Asta este, da. Remorca asta a funcționat acolo ca și cocktail bar. Ok. Foarte interesant. Și ce e fain, e că am ajuns acolo, în momentul în care am parcat-o, s-au strâns o grămadă de oameni pe lângă mine. Stăteau și se uitau ce parchez acolo și toți se așteptau să scot un cal, doi de acolo. Și chiar să gândeam, ce nebun bag atâția bani și face așa o remorcă de cai așa faină. Și când am deschis așa, am văzut că e cocktail bar și era tot aranjat, chiar era și un espresor de cafea. Înăuntru se uitau și ne venea să creadă. Asta mă uitam și eu, Claudiu, dacă ești drăguț, poți să mai dai puțin poza înapoi. Că am văzut aici două chestii care mi-au atras atenția. Unu, espresorul. Da. Și doi, dacă ne uităm cumva în dreapta imaginii, acolo vedem niște becuri aprinse. Și eu din propria experiență, că și acolo la spațiu unde fac gheața, am și eu un espresor acolo și știu că consum o grămadă de curent. Cum bagi curentul în rulota asta? Acum depinde ce vorbim. Dacă îl amplasăm într-un punct fix, se poate trage curent de undeva. Să alegi la rețeaua de energie. Okay. Sau la festival. La festival, în principiu, îți dau ei curent. Nu îți trebuie ție nimic. Okay. Mai există varianta prin care poți să folosești un invertor și cu baterii. Și atunci nu ai nevoie de nimic, poți să te oprești oriunde. Bineînțeles, ai și autorizație. Să ți se dea voie, poți să te oprești oriunde și să vinzi. Ai deschis, ai dat drumul espresor și ai curent. Și tu cum dai baterile încărcate? Eu, în principiu, le dau fără invertor. Invertorul, bateriile sunt niște costuri destul de mari. Dar, de exemplu, dacă vrei, se poate. Da, se poate. Se poate orice. Atâta timp cât știi exact ce vrei. Okay. Asta e foarte important când te hotărăști că vrei ceva de genul. Să știi ce vrei. Dă bine, dacă nu, noi te ajutăm. Venim cu tot felul de întrebări și... Deci oferi și partea asta de consultanță. Da. Da, păi foarte important pentru că... La final aș vrea să fiu mulțumit și nu să zici, păi stai că uite, nu mi-au făcut asta, nu mi-au zis asta, îmi lipsește asta. Vin și spun tot felul de întrebări ca să-mi dau seama ce anume vrei, ce vrei să vinzi, unde vrei să vinzi și în felul ăsta îți ofer soluțiile. Okay. Și tu le alegi sau nu. Legat de apă, Și scurgere sau toaletă sau așa, au? Toalete nu au, prima remorcă a avut toaletă. Pentru că am fost la DSV și cei de acolo mi-au zis că am nevoie de toaletă. Toaletă și vestiar pentru angajați. Da. Și m-am apucat și am făcut toaletă. Și după aia am stat și am mai vorbit în stânga și în dreapta cu oameni pe la festivaluri și nimeni nu avea toaletă. Păi și tu cum ai făcut-o? Unde ai băgat-o? Am găsit un loc foarte mic de niciun metru pătrat. 70 de centimetri pe 50 de centimetri. Un loc unde am pus o toaletă portabilă, cu rezervor, cu apă, cu tot ce trebuie. Cum vine asta? Sunt toalete care se folosesc și în campere. Ok. În rulotele de dormit. Știi? E același principiu. Da. Sunt aceleași. Sau în genul ăla. Păi și acum cum e? Nu mai e nevoie? Acum nu. Eu n-am băgat și n-am mai probleme. Am mai întrebat după aia ulterior și mi-au zis, de fapt, prima oară când am fost, se contraziceau între ei. Erau două persoane în birou și una zicea că trebuie. Cealaltă spunea, păi nu trebuie, că nimeni nu are, ba nu că trebuie, ba nu că nu trebuie. Și le-am eliminat. Am mai întrebat încă o dată înainte să mă apuc de-a doua și le-am eliminat, pentru că îți mănâncă spațiu. Corect, foarte spațiu mult. E și sens. Spațiu, da. Trebuie să, în momentul în care o faci, trebuie să o gândești foarte, foarte bine. Cât de înaltă e? Eu aș încăpea, de exemplu, da. Ca și înălțime, au undeva la 2,15 m. Ok, deci e destul de spațioasă. Sunt destul de spațioasă. Și cu apă? La fel și aici sunt două moduri în care putem, sau nu neapărat. Sunt două moduri. Apa poate fi folosită cea din rezervoare. Fiecare rulotă are două rezervoare. Apă potabilă și apă reziduală. Da? Okay, apa curată și rezervorul de apă unde se duce toată apa din ghiuvetă, apa folosită. Care la rândul ei aia se golește la un moment dat când se umple.
sau mai există posibilitatea, sau amândouă pot fi în același timp, mm-hmm. există posibilitatea să te racordezi la rețeaua de apă. La un festival? La un festival, okay. dacă au rețea de apă și au partenerii au rețea de apă, te poți lega la rețeaua lor de apă. Dacă nu, îți folosești rezervoarele tale cu pompă de apă, cu tot ce trebuie. Și e și apă caldă acolo? Și apă caldă, da. Există posibilitatea să punem de limonă, care e varianta cea mai ieftină și el îl poți folosi, nu știu, dacă ai nevoie de spălat un fruct sau ceva de genul, faci niște freșuri și cam atâta. Uh-huh. Aici e foarte mult to go. Uite, aici avem o poză cu o chiuvetă. Cu prima rulot, asta chiar e prima pe care pot să zic că pe asta am învățat. Pe asta ți-ai dat ucenicia? Da, pe asta am învățat și aici am pierdut. Nu știu dacă neapărat am pierdut, că până la final am câștigat. Am câștigat foarte multă experiență. Am pierdut o grămadă de bani acolo, pentru că am stricat multe materiale până am învățat, am stricat scule, am uh-huh. utilaje. Uite, știi ce am văzut pe pagina Social Van și, sincer, nici acum nu vine să cred. Zine acum în fața oamenilor, cu chiuveta aia, e cumpărată sau e făcută de tine? E făcută de mine, o să vedeți. O să rugăm pe Claudiu să ne pune poza before cu... Da, aici, asta e chiuveta, am șlefuit la ea și cireta, am muncit câteva zile bune, deci, la ea. Deci, rulota a venit cu chiuveta asta. A venit cu chiuveta asta, așa. Ea arată cumva chituită. Foarte special, așa cumva. Care-i treaba cu ea? N-am mai văzut o chiuvetă așa. Asta e nici măcar, cred că e adăpătoarea sau locul okay. din care mâncau cai. Ok. Eu am luat-o, am șlefuit-o toată, am chituit-o, am vopsit-o și arată total diferit. Arată-ne și rezultatul, total Claudiu. Diferit. Am muncit mult, ce-i drept la ea. Băi, frate, arată nou-nouț acum. Toată imperfecțiunea, da. Am muncit mult. Câte ore așa? Știu că se măsoară în ore tot ce faci tu. Da, se măsoară în ore. Cred că vreo mai bine de 30 de ore. Muncă continuă. 30 okay. de ore muncă continuă. Am făcut că și sunt niște pași pe care trebuie să respecti. Șlefuiești, chituiești, lasă să usuce, iarăși șlefuiești, iarăși chituiești și așa mai departe. Da, arată. Mult. Și două feluri de chit pe care trebuie să le dai și... Și să înțeleg că tu toate acestea le-ai învățat așa. Le-am învățat singur și mulțumesc YouTube. Acolo, că pe YouTube găsești tot ce vrei tu. Dacă știi ce să cauți și știi unde să cauți și cum să cauți, cu siguranță găsești. Okay. Și acolo am văzut o grămadă de tutoriale. Eu practic de acolo am învățat, ca să zicem, după 14-15 ani de vânzări, să te apuci de ceva, ideea în care nu știam să fac absolut nimica. Nu, eu știu că tu aveai niște alte idei, vrei să faci niște chestii, niște statui, parcă niște statuete. Nu neapărat, vreau să fac ceva din niște mulaje. Așa ceva, da. Niște piatră decorativă, aveam ceva idei. M-am apucat. Mi-am făcut vreo două mulaje și am renunțat la idee și lucram și nu aveam timp. Când lucram, aveam perioade câte 2-3 zile când eram plecat prin țară. Și veneam acasă, trebuia să am copii. Da. Și trebuia să îmi petrec timpul și cu ei, cu familia, că na, e normal. Și nu, n-am avut timp să le fac și pe astea. Atunci. După care am descoperit pasiunea asta. Ok. Și acum ești full time pe partea asta de rulote. Da. Bun. Asta fac de un an și un pic. Asta fac. Ziceai că la Brezoi, dacă am înțeles bine, da? La festival acolo... Rulota neagră ai închiriat-o. Da. Deci ai și partea de închiriere, dar ai și partea da. De vânzare directă. Da. Am și partea de vânzare, am și partea de... fapt, sunt trei lucruri pe care le pot face, pe care le facem noi la momentul de față. Și aici, dacă vorbim strict de food truck-uri, mai încolo o să-ți povestesc și ce planuri am de viitor. Dar există partea de închiriere, unde închiriem ce avem pe stoc. Doi, partea de vânzare, unde noi le cumpărăm, le facem și le vindem. Și există partea de customizare, să zic, în care clientul vine cu mașina, remorca, cu orice ar fi ea, vine la noi, ne spune ce vrea să-i facem și noi facem modificările respective. Un fel de Pimp My Ride, ceva de varianta genul. Rulotă. A? Ceva de genul. Am înțeles. Păi, Brezoi, dacă nu mă înșel undeva, sper să nu greșesc, prin Vâlcea pe undeva, aproape nu? Aproape de Vâlcea, da, la vreo... Ok. 50 de păi și cum decurge procesul ăsta de închiriere? Te-a sunat prietenul tău de la Vâlcea, îți vrea o remorcă aici. Da, da. Cum ajunge ea acolo? Cum vine înapoi? Noi o ducem, noi le luăm. În principiu, noi facem livrarea, noi le luăm înapoi. Ok. Se face un contract de închiriere, factură cu tot ce trebuie. Deci tu te-ai dus până la Vâlcea și ai venit înapoi. Noi ne ocupăm de partea asta, pentru că
nu toată lumea, nu toți au condus și trebuie și nouă un anumit permis. Asta era următoarea întrebare. Dar cu categoria B nu ai voie să conduci asemenea remorcă, pentru că are masa maximă autorizată de 2000 de kilograme. Okay. Și cu B-ul ai voie să conduci maxim 3500. Dar remorca să nu fie să nu depășească 750 de grame, ceva de genul. 750 de grame? Remorca, da. De kilograme, scuză-mă. M-am speriat. Scuză-mă. Ok. Salutare! Întrerupem acest podcast pentru un anunț important. Dacă toți stăm acasă, haideți să profităm de această perioadă, iar colegii de la Monin România au organizat un concurs pentru voi. Tot ceea ce trebuie să faceți este să creați o rețetă cu produsele Monin, să fie minim 20 de mililitri sau 20 de grame, depinde de produs, să puneți toate detaliile acolo, rețeta, modul de preparare, barul unde activați sau locația unde ați activat înainte de toată această pandemie, să o trimiteți prin mesaj privat la pagina Monin România și să vă invitați prietenii să vă voteze băutura. Administratorii paginii vor posta rând pe rând băuturile. Atenție, este important să știți că nu este neapărat nevoie să faceți o băutură nouă, puteți să participați cu o băutură pe care ați făcut-o și în trecut, dar este important ca voturile și like-urile pe care le primiți pentru această băutură să fie pe pagina oficială Monin România. Ce aveți de câștigat? Ei bine, primii 35 de participanți vor primi produse din partea Monin, un lichior de soc și un piure de lime, care știm cu toții că de-abia s-a lansat în România. Locul 3 va primi un kit de bar, locul 2 va primi un kit de bar și niște accesorii, iar locul 1 va primi o trusă de bar roll-up, cum probabil ați văzut-o la competiția Monin Cup, și o invitație la primul curs de bar pe care îl voi organiza odată ce se termină această pandemie. Data limită este 15 mai, așa că nu mai stați pe gânduri, faceți o băutură și trimiteți-o pe pagina Monin România. Succes! Deci înseamnă că cel care o cumpără trebuie să aibă EU? Da, există varianta cu EU, okay, care e un pic mai greu de... Nu, nu neapărat mai greu. Da, e un pic mai complicat de obținut. Uh-huh. Trebuie să dai un examen și probă practică. Sau există varianta de 96. Este un cod care se trece pe permis. Ce faci? Te înscrii la o școală de șoferi, faci câteva ore de condus cu o remorcă în spate, atașată de mașină, după care dai un examen pe calculator, grilă, uh-huh, și în baza acelui, dacă e examenul, se dă o adeverință, cu care mergi la poliție și schimbi. Și pe spatele permisului ai un cod B96, la îndreptul categoriei B. Și cu codul respectiv poți să conduci până în 4250 de kilograme. Ăla l-am eu, de exemplu. Urmează acum să mă apuc și de școală șofer și să-mi iau și eu. Și mașina care face tractarea, trebuie să aibă, ce motor trebuie să aibă minim? Trebuie să aibă motor mai măricel, nu? Sau ele nu știu, nici măcar nu se calculează la motor, cât se calculează la masa maximă admisă pe care poate să o tracteze. Ok. Dar ce e foarte important, masa maximă admisă a remorcii nu trebuie să depășească masa maximă admisă a mașinii trăgătoare. Deci rulota nu poate să fie mai grea decât de mașina. De exemplu, da, mașina mea are 2000 de kilograme masa maximă admisă și remorca are tot 2000 de kilograme. În total 4000, deci mă încadrez la până 4250 de kilograme. Dacă ar fi ceva mai mare, atunci ar trebui să am EU-ne automat. Dacă ai o mașină, nu știu, un SUV, o camionetă, ceva care are masa maximă mai mare, atunci automat îți trebuie EU. Ok. Și tractarea se face prin cârligul ăla, nu? Cârlig, da. Da, se instalează un cârlig la mașină, nu e foarte complicat, sunt o grămadă de firme autorizate rar. Ok. Și cam asta e, nu e nimic complicat. Am înțeles. Doar trebuie să ai, da, trebuie să ai un pic de îndemânare, cel puțin la partea de... La mersul cu fața nu e foarte complicat. În momentul în care dai cu spatele, atunci e un pic mai complicat până te înveți. Băi, am văzut un video pe YouTube cu unul care conducea un tractor și avea 3 remorci, frate. Le băga cu spatele pe toate, așa, beton. Da, trebuie să fie bun. Mie mi-a luat ceva până am învățat. Mi-a luat mult până am învățat, de fapt. Uh-huh. Păi și unde faci toată treaba asta? Ai un atelier, ai un spațiu, ai un... Da, la mine de față am un atelier, urmează acum să-mi fac și punct de lucru acolo, tocmai ce m-am mutat, uh-huh, într-un spațiu nou.
urmează, e relativ micuț la momentul de față, urmează să ne extindem, cel mai probabil prin vară, sau așa îmi propusesem în vară, acum depinde foarte mult ce se întâmplă cu toată nebunia asta. Păi cum e pentru tine acum, dacă majoritatea evenimentelor s-au anulat? Da, se simte. Se simte că nu, clar, de închiriere nu se mai pune problema la momentul de față. Că de lucru văd că mai lucrez tot, lucru, postez da, acolo. Încă tot. Lucrăm, încă mai avem de lucru. Nu... De închiriat. Închiriat, clar, cel mai probabil anul ăsta, nu știu, sau poate prin vară, toamnă, ceva evenimente mai mici. Uh-huh. Deși sunt un pic sceptic. Da, vedem. Cât pe parte de customizat, de lucrat, acolo mai sunt. Sunt oameni care încă care se pregătesc, nu neapărat. Au niște bani, știu ce vor să facă cu ei și atunci vin și le facem. Cam cât durează? Dacă eu aș veni acum, zic, uite, Marian, aș vrea o rulotă, așa. E foarte important de stadiul în care e ea, în care e rulota sau mașina sau ce nu mai vrei tu. Foarte important de stadiul în care e, că dacă trebuie dat tot jos de pe ea, atunci clar durează mai mult. Sau dacă arată cât de cât bine pereți, podea și așa mai departe, atunci putem să zicem cu mobilier, apă, curent și așa mai departe. Dar mobilierul îl faci tu sau îl cumperi? Mobilierul la primele rulote le-am făcut eu. Acum colaborez cu cineva care mi-l face, pentru că nu sunt cumva termen, nu pot să dau un termen foarte, foarte mare de livrare. Toată lumea se așteaptă, am venit, am adus-o astăzi, 2-3 săptămâni, dacă e gata, e ne mai pomeni, știi? Și nu se poate. Oricum încercăm, dau termene un pic mai mari ca să pot să fiu sigur că nu întârzi. Și de asta prefer mobilierul, îl face altcineva, colaborez cu o firmă care îmi face mobilierul, mi-l aduc, ei vin, iau măsurători și așa mai departe, mi-l aduc și nu mai am bătaia asta de cap. Și pot să mă focusez pe altele, pe lucruri pe care pot să le fac eu, să le fac mai bine. Ok, aici ce avem? Pe asta nu am văzut-o. Aici, după asta, e cea la care lucrăm acum, ce aici suntem pe final. Este un food truck. Dar e mult mai mare decât... Da, e mai mare. Ok. E mai mare. Aici este un food truck. Cele pe care le-ai văzut mai devreme, sunt bar, se pretează mai mult, baruri mobile, cafenele, wine baruri și așa mai departe. Cafenele, coffee to go. Da. Wine bar și așa mai departe. Uite, mobilierul de care vorbeam. Asta l-ai făcut tu sau l-ai cumpărat? Nu, l-am comandat. Ok. L-am comandat. Și asta e în funcție de cum vrea fiecare. Da, în momentul în care clientul vine, el îmi spune ce doleanțe are, ce vrea, cum vrea să arate, ce culoare, ce... Dacă ai văzut mai devreme mobilier, avea undeva... Aici o să pe Claudiu fie... să mai dea înapoi puțin. Aici o să fie o... O să vândă ceva supe. Ok. Și atunci vezi acolo, se vede o scobitură, zic așa, un spațiu gol. Da. Acolo o să vină o marmită, o oală. Nu știu ce e marmită. Nici eu n-am știut. E o oală care ține supa caldă. Ok. Înțelegi, mult mai mult timp. Și e făcută exact după cum a vrut clientul și după dimensiunea oalei. Adică ne putem plia și pe, nu facem strict dulapul clasic și cam atât. Deci nu ai o rețetă standard, așa facem. Nu, când vine clientul, facem, desenăm de mână prima oară, după care ne mutăm la calculator și acolo facem schițele, de fapt. Ok, aici la ultima fotografie, penultima, pardon, pe care ne-a arătat-o Claudiu cu food truck-ul, dacă zici că o să aibă mâncare, să aibă nevoie de gaz și dacă da, poți să asiguri și chestia asta? Nu, poate să fie totul electric. Da, se poate face orice, și instalație de gaz. Instalația de gaz care se leagă în principiu la butelie. Ok. Că nu prea e la ce. Putem face orice. Zim puțin, mă gândeam acum, iarna cum e? Are vreo sursă de căldură? Pui un reșou? E izolată? Nu e izolată? Depinde de exemplu, duba pe care ați văzut-o, nu e izolată. Uh-huh. Iar niște pereți din spumă poliuretanică cu deistate destul de mare, dar nu e izolată. Eu majoritatea dubelor pe care le fac le izolez. În ideea în care dacă îți faci un coffee to go, cu siguranță vei dori să lucrezi și iarna, să produci și iarna bani. Da. Pentru că oamenii beau cafea indiferent de sezon, de iarnă, vară, primăvară și mai departe. Și eu le izolez. Le izolez, da, se pot face, se pot pune, la cerere putem să punem perdea de aer în dreptul oblonului sau
tot felul de încălzitoare. Mă, depinde de fiecare client. Și materiale de unde le ai? De exemplu, am văzut tot pe Facebook-ul tău. Am văzut un interior așa din lemn foarte fain. Era, cred că ai făcut un wine bar în rulota aceea. No. Și era așa pe lemn foarte fain făcut. Materialele, ca asta a fost prima ta întrebare, materialele, în principiu, chestiile mici, gen șuruburi și așa mai departe, ori șuruburi și ce găsim exact pe aici. Aici, da. Da, asta. Le luăm de la magazinul de bricolaj de aici, de la noi. Sunt profile de obloane și alte cele pe care le comandăm de pe internet, de la câțiva furnizori de ai noștri. Furnizori, producători, importatori, depinde. Mm-hmm. Ce urmează acum pentru voi? Mai ales că trebuie cumva neapărat să vă reorientați. Să vă axați mai mult pe, nu știu, pe customizat, pe chestii de genul ăsta. Da, și nu, numai eu, cel puțin eu mă gândesc să mergem pe mai multe, sau cel puțin pe viitor. Și viitorul, că o să înceapă chiar din momentul imediat apropiat. Pentru că tot avem timp, nu o să mai fie așa mult de muncă cum am avut până acum. O să începem să ne orientăm eu, sau cel puțin eu, de vreo 2 ani de zile, tot mă gândesc la campere. Și aș vrea să mă duc și pe partea asta de campere. Acelea mari. Da. E o firmă transformate. E o firmă în România care are succes, zic eu, că le tot văd prin trafic când mă duc în alte orașe. Half sau ceva. Half, da, ei le cumpără, aș vrea să mă apuc să le fac eu. Okay. Când tu vii la mine sau mi-au eu, îi cumpăr un Sprinter, de exemplu, Mercedes Sprinter, cel lung, și pe care eu îl transform. Cel puțin pe dincolo e o modă, din așa ceva. Toată lumea își face, toată lumea modifică, toată lumea... Și este acum ai vrea să le faci? Ești cumva din zona asta Horeca? Nu neapărat, da, nu, să fac și așa ceva. Okay. Asta pe viitor. Deci să-ți mărești portofoliul, să-l extinzi. Asta pe viitor, da, plus, da, îmi doresc să ajung să am mult mai multe... mașini de închiriat. Mașini, le zic, da, am în modul general. Bine, asta după ce trece toată situația asta. Acum, da, și acum e bine că avem timp. Și partea avem bună că să poți lucrăm. Să-ți pui la punct un parc din acesta auto, așa. Dacă nu știu că am zis bine. Da, e la modul general. Da, și să le ai acolo toate. Și să le ai și pentru diferite. Vrei food truck de închiriat, îți dau food truck cu inox, cu tot ce trebuie ca să nu ai probleme, nu știu, ai văzut. Cea cu lemnul, acela cu întrebai de lemn. Lemnul la remorca e ceva mai special pentru că toate bucățile alea, cele pe care le vezi, sunt în jur de 1600 de bucăți. Linubărat, fiecare, știu că le-am numărat când le-am tăiat, chiar eram curios să văd câte sunt. Am muncit vreo săptămână la ele, le-am tăiat și fiecare bucată am luat-o și am șlefuit-o manual pe toate laturile. Mult, dar mie mi-a plăcut ideea, așa este ok. Ai și foarte fain, e și foarte fain. Mi-a plăcut ideea, am vrut să o fac așa și este ok. Asta e oricât de greu ar fi, oricât de așa. Le-am luat și le-am făcut. Ok, deci ca să înțeleagă cei care se uită la noi, odată ce am băgat o comandă la tine, ea vine la cheie. Da. Eu am legat-o de cârlig de mașină și am plecat cu ea. În principiu, da, atâta timp cât primesc de la tine și echipamentele. Dacă vrei tu să ți le montezi sau nu le ai la momentul respectiv și vrei tu să ți le montezi, atunci da, urmează să-ți mai pui doar echipamente, o frigider, o plită, o depinde în funcție de ce ai tu nevoie. Dar dacă într-adevăr îmi aduci echipamentele, cum se întâmplă de exemplu la food truck-ul la care lucrăm acum, aici clienta ne-a trimis toate echipamentele și noi doar le punem pe poziție. În momentul în care pleacă de aici, poate doar să bage priză și să dea drumul la treabă. Ok, apropo de asta, Claudiu, să te rog să mai dai încă o dată poza care a fost acum când mi-a atras atenția ceva. Și în dreapta acolo o albastră e ușa, nu? E ușa, da. Și deasupra la ușă ce e acolo? Acolo este tablou de siguranță. Tablou, ok, deci tu faci și toată asta. Tot ce înseamnă, da, de asta de la mine, când pleacă cu tot, cu prize montate, cu curent, tot, în funcție de nevoile tale, dacă vrei 220 de volți, punem 220, dacă vrei 380, unde ai costul mai mare, de exemplu, pe food truck-uri, punem 380. Și câți consumatori te poți să pui? De exemplu, poți să pui o linie de frigidere, un blender, un espresso? Se pot pune orice. Aici contează foarte mult siguranțele pe care le pui și cablurile prin care trece curentul. Asta e tot. Spune orice consumator cât de mare vrei tu. Ok, cool. Și chiar... E fain că ai acolo, exact, e
ca o mini-casă, dacă vrei. E ca exact ca o mini-casă. Sau de fapt mini-casă o să fie mini-camperele. Da, camperele o să fie mini-case. Astea sunt mini-afaceri, mini-baruri, mini-ce vrei tu. Ok. Cum reacționează lumea când le vede, nu numai pe internet, ci live, așa? Că eu am mai văzut că te mai plimb cu ele prin oraș, le mai duci din stânga în dreapta. Da, le-am mai dus din stânga în dreapta, unde le-am mai închiriat sau așa. Oamenii se uită, întorc capul după ele, pentru că nu se așteaptă să vadă remorci de cai în mijlocul Brașovului. Ok. Clar, să gândesc, bă, cine e asta? Ce faci, ce caută asta cu cai în oraș, știi? După care, dacă văd că sunt branduite, cum s-a fost și caz, dacă văd că sunt branduite, atunci da, zic o acetare. În schimb, cum ziceam, la Vâlcea, la Brăzăi, oamenii s-au apropiat, când au văzut că am deschis, au început să facă poze, să așteptau să iasă cai de acolo. Au început să facă poze și când am deschis totul, au rămas impresionați, știi, de ce au văzut. Fain. Da, chiar, foarte tare. Chiar e fain ceea ce faci. Vreau să te întreb, ofer vreun fel de, nu știu, de garanție sau chestii de genul acesta? Da, fiecare produs care pleacă de la noi pleacă cu 12 luni garanție. 12 luni garanție pe materiale și pe serviciul oferit. Ok. Pe manoperă și pe materiale. Deci dacă se întâmplă luni, ceva... Se întâmplă ceva, oamenii ne pot suna fără nicio problemă. Din vina, probleme. Nu neapărat din vina voastră, nu știu, se întâmplă... Nu, se întâmplă ceva. Acum stabilim de comun acord, nu suntem nici noi absurzi, să-i ceva, nu, din vina ta și cat. S-a întâmplat din vina ta, nu reparăm. Încercăm să găsim soluții și la și clienții să fie mulțumiți la final. Am înțeles. Și să ne recomande mai departe. Am despre asta. Apropo de recomandat, cum dau oamenii voi, de tine? Oamenii în principiu ne pot găsi pe Facebook și pe Instagram la momentul de față. Acolo avem adrese de mail, numere de telefoane. Deocamdată urmează în viitor apropiat să deschidem și punctul de lucru de aici din Brașov, în sediu nou. Un fel de showroom? Un atelierul nou. Nu. Un punct de lucru unde ne pot găsi oamenii fizic să vină la noi și să vadă ce face. Uh-huh. Dar mai avem un pic de... Așteptăm să se deschidă toate instituțiile. Am înțeles. Vreo pagină de Facebook, Instagram? Da, avem. Ne găsesc pe Social Van, pe Facebook și la fel și pe Instagram. Ok, și tu răspunzi acolo tot? Da. Telefon, mesaje? Eu răspund... Eu sunt aici, contactați-mă și vă ajut cu cea mai mare plăcere. Pe mine mă încântă ideea asta de închiriat pentru eveniment, adică și la partea asta de... uite aici avem și pagina. Aici avem pagina de Facebook. Băi, ce se mișcă Jamie de Brasov aici, Claudiu. Ok, asta este și pagina voastră și văd că aveți ceva aici, uite. Aici da, e rulota conectată la curent. Aici se și vede. Aici era pentru poze. Iar se poate noi am conectat-o aici am poze la un invertor auto. De la mașină, printr-un prelungitor am conectat-o. Se poate și așa. Ok, deci e și posibilitatea asta. Da. Deci ai libertate... Ai libertate absolută. Da. Nu știu dacă știi tu sau mai ții minte cum ne-am cunoscut noi. Știu că ne-am cunoscut acum, nu mai știu câți ani, tot cred că vreo 3 ani, cred 4 că mai, cred că mai bine un pic. Mai bine un pic. Știu că lucram la Tatrati. Exact, pentru că m-a sunat Vitalie, îl știi pe Vitalie de la Aperol Spritz sau lucra la Aperol Spritz. Acum a trecut pe partea cealaltă, pe DBI și mi-a zis să intru într-un live de-a lui, știi? Și să fac un subiect de ăsta online. Și mi-am ales ca și temă, știi, puterea unui singur mail. Și stăteam să mă gândesc, băi, câte lucruri se pot întâmpla de la un mail și primul lucru la care m-am gândit ai fost tu. Pentru că eu am trimis un mail la Tatrati, la aia mare, și am zis că vreau nu știu ce produs pentru un curs. Și tu mi-ai răspuns la mail, bănuiesc că ți s-au dat forward. Da, mi l-au forwardat și ne-am văzut la Hof acolo. Eram omul care se ocupa de Brașov. Da. Exact. Și ne-am văzut acolo la Hof. Și uite așa a început toată treaba asta. Eu pe tine te știam de ceva timp dinainte, nu mai știu dacă nu știu. Dar până atunci hockey. N-am avut tangent. Eu te știam pe tine, pentru că ți-am zis, ținând cont că lucrez din Horeca de vreo 14 ani de zile sau din 14 ani și ceva, 15 ani, un an cred că a lipsit din Horeca. Hai să vedem, cum ai început în Horeca? Am început, nu mai știu, cred că primul job al meu în Horeca a fost la Riolio. Eu am vrut să mă angajez acolo, știi când eram în liceu. Un fost distribuitor local. După care de acolo am plecat la Tuborg. Am stat cred că vreun an pe acolo. După care am plecat la Tuborg, unde am stat vreo 5 ani de zile. Dar tu ai prins epoca Zaccarelli? Da.
Ok. Da, păi era, atunci era Aurel, Io Zaccarelli și Gabis Papareale. Erau așa, trei firme, mă, Gabis Papareale, da. Erau trei firme mari atunci de distribuție în oraș. Ok. Am concurenții. După care am plecat la Tuborg, vreo 5 ani de zile, cred. Dar tot, deci numai pe vânzări ai fost. Da, doar pe vânzări. Ok. Doar pe vânzări și în principiu de băuturi, singurul loc unde, după Tuborg, am încercat la Ulker. Un producător de dulciuri, da, exact. Bine, cred că au mai multe, dar biscuiții știu. Da, biscuiții știe toată lumea, cei mai populari. Am lucrat la ei așa vreun an și ceva și acolo pot să zic că pe mine m-a ajutat foarte mult jobul ăla că m-am dezvoltat, că am avut și o funcție foarte ok, a fost prima și mi-a plăcut foarte mult că am luat totul de la zero. Erai în fel de director? Da, director de vânzări acolo și am luat totul de la zero. Dar ce face un director de vânzări? Gestionează punctul de lucru, în principiu se ocupă de vânzări sau se... cum să zic eu ție? Are grijă ca targetele să fie atinse, vânzările, planurile și așa mai departe. Ok. Gestionează cam tot punctul de lucru. Eu aveam atunci, asta mi-a plăcut mie la început, că am luat-o de la zero. În momentul care m-am angajat, mi-au zis oamenii că am, nu știu, 2 săptămâni, era cumva înainte de Crăciun. Și mi-au zis că era prin 17-18 decembrie m-am angajat la ei și în 3 ianuarie trebuia să dau drumul la punctul de lucru. Cu 4 oameni angajați, 4 agenți de vânzări, livratori, depozit, birou, cu toate cele, știi? Gestionar și așa mai departe. Și știu că atunci, de ziua de Crăciun, ziua, în ajunul Crăciunului și pe 31, în ajunul Revelionului, eram pe la Sibiu și țineam interviuri. Ok. Mie mi-a plăcut. A fost ceva... Mie nu-mi place, că eu sunt o fire foarte dinamică, nu-mi place să stau într-un loc. Uh-huh. Sau să fac același lucru, știi? Și mie chiar mi-a plăcut că a trebuit să alerg, să fac, să trec, să... Și chiar a fost o satisfacție când am văzut undeva în ianuarie, 3-4 ianuarie, când am văzut totul pus la punct, că deja reușeam să angajez oameni și depozit și tot, și chiar a fost o satisfacție. Ok. A plăcut. Și după asta? După asta... Mă știu, am mai avut o experiență cu Vincon. Vincon Vrancea. Vincon Vrancea, ceva vinuri de acolo, nu, a fost scurtă. Uh-huh. Am lucrat și la DPC Horeca, că l-am tocmai văzut că l-ai și Lucian. L-am avut pe Lucian, da. Bă, cred că zicea, eu de acolo cred că te știu prima oară, de la DPC. Nu mai știu. A fost un curs odată făcut de Lucian, ceva cu vinul, cu sommelier. Da, da. Posibil. Și cred că ai fost tu acolo. Și am fost. Ok. Și am fost acolo. Posibil. Eu mereu știu, acum am dat, știu cu cine te-am confundat mereu? E un tip în Brașov, sigur îl știi că și el e tot în vânzări, Paul îl cheam, Paulică. Paulică, da. Da. Cred că de acolo te-am confundat. Da, posibil să ne fi văzut pe undeva... Mm-hmm. Și înainte, dar primul contact pe care l-am avut noi a fost cel de la Hof, Hof. Da, la Hof, da. Am vorbit, da. Dumnezeu să-l ierte. Bine, nu. Așa. Asta e un inside joke, ca să zic așa. Bun, după Ulker ai avut Vincon? Nu mai știu exact, Vincon? Vincon, DPC și după DPC am plecat la Way Out, importatorul de Tatra. Ok, cum a fost aici? Că aici noi am apucat să colaborăm și aici. Să lucrăm mai de aproape. Mie mi-a plăcut foarte mult și cred că poate după Tuborg, uh-huh. La Tuborg la fel m-am plicat foarte, foarte mult și mi-a plăcut tare de tot. Cred că după Tuborg e, cred că al doilea job al meu care mi-a plăcut foarte tare. Nu neapărat job, cât ca și firmă, ca și, știi, la care am lucrat. Știu că povesteai la Tuborg, ai avut o doamnă care era manager sau ceva, care ați înțeles foarte bine. Paula? Paula, da. Așa. Paula am înțeles tare bine și chiar mi-a... Și acum, da, ne întâlnim destul de rar, ne întâlnim accidental, ne mai întâlnim de câteva ori. Uh-huh. Foarte tare, foarte tare mi s-a părut Paula. Am lucrat foarte bine cu ea. Uite, eu eram curios la partea asta de la Way Out, că aici n-am reușit să înțeleg. Și nici la tine și la mulți alții care aveau... Aici aveai poziția de ASM sau? Asta era oficial titlul? Unde? La... La Way Out. Da. Ok. ASM are sales manager. Și știu că făceai câte județe aveai? Nu știu. Dar știu la că erai... La un moment dat am pierdut șirul, am plecat inițial de la Brașov, Covasna, Sibiu, mm-hmm. Nici nu mai știu, și Harghita. Și am ajuns, mă urmă să mă ocup și de București, am dezvoltat Bucureștiul. După era Iași, nu? București, Iași, Bacău, am fost de vreo două ori prin Suceava, dar acolo am abandonat pentru că am încercat să mă focusez pe Iași.
unde mi s-a părut un județ, un oraș, de fapt. Acolo am avut ceva provocări, mult mai mari decât. Provocările erau altele, erau mult mai mari față de Suceava. Bacău, am mai zis Constanța, am ocupat și de litoral vreo două sezoane. Pe și nu era cam mult? Vâlcea, Craiova... Pe unele am făcut treabă mai bună, pe unele mai puțin. Era greu să te împarți. Da, dar un singur om erai. Un singur om, da. Era greu să te împarți pe atâtea județe și de asta zic. Pe unele am excelat. Nu știu dacă e cuvântul potrivit excelat. Pe unele am făcut treabă mai multă și pe unele mai puțin. Că nu aveai cum să te împarți. Fizic nu aveai cum. Păi asta mai știam și la cei care vând Sibiu. Cafea. La fel e. Nu știu, se împarte țara în două, unul are nord, unul are sud și la revedere. Da, le iei în principiu, iei orașele după importanță, după banii care se învârt în un orașul respectiv sau un județ sau un oraș, sau depinde cum le... Depinde ce vinzi. Da, dar totuși mi se pare cam... Da, a fost destul de mult. Adică dacă vrei să faci o... Tocmai de asta nici n-am avut cum să am rezultat în toate județele. Și partea asta de festival, adică tu erai și la festivaluri și la da, evenimente. Da, te ocupai, duceai corturile, le mântai. Odată ne-am întâlnit în Bacău, într-un bar, Bravo. La un eveniment și așa, da. Da, mi-a plăcut tare mult și la Tatra. Băi, și încă mai am acasă sticle de Tatra și plus ce mai au acolo, Ameriu, Relicariu și mai nou Novofogul, care știi că îmi place foarte mult. Zim puțin. Țin minte, mi-ai povestit toată despre un episod dintr-un bar în care aveai tu, nu dăm nume acum, aveai tu la vânzare un produs și a venit proprietarul și a zis, domne, dacă mie nu-mi dai, nu știu, era cu vreo 8 lei mai devreme, mai ieftină sticla, dacă nu-mi dai cu 8 lei mai puțin, nici nu vreau să o văd. Cum faci față la genul ăsta de abordări sau la abordările de genul ok, vrei frisensul ăsta pe meniul nostru, te costă 1000 de lei sau așa? Eu întotdeauna am încercat să duc clientul unde am vrut eu, cât în funcție de cât de mult s-a putut. Înțelegi? Uh-huh. Dacă nu se poate și se poate, eu mie nici mi-a plăcut să dau discounturi. Întotdeauna am spus că eu nu vând discounturi. Eu îți vând un produs. Întotdeauna de asta nu știu dacă ar trebui să o zic acum, au fost firme la care am lucrat, în care nu am avut încredere în produs și am plecat. Am mers, am văzut ce e produsul, cum e. Păi mai bine că ai zis că așa, evităm o grămadă de chestii, mai ales că aici nu putem, nu edităm nimic, nu tăiem. Da, și atunci am preferat să plec și să-mi văd de drumul meu. Atâta timp cât am încredere într-un produs, dacă îl vrei bine, dacă nu, iarăși bine, consider că e pierderea ta. Și cum s-a întâmplat, clienții nu au vrut atunci, nu am vrut, sau încerc să-ți acord și ție un discount, ceva să te facă să iei produsul respectiv. Dacă nu vrei, la un moment dat o să mă cauți tu. Și cam așa s-a întâmplat, de cele mai multe ori. Din punctul meu de vedere, nu mi se pare... Că asta e o discuție sănătoasă, tu vii cu free sense și eu zic ok, dar vreau un discount, adică nici nu-l gust, nici nimic, adică pe mine nu mă interesează decât partea financiară și acum, nu știu să mă iert cel de sus pentru ce urmează să zic, dar cred că partea asta că a venit acum COVID-ul ăsta pentru unii o să fie o binecuvântare. Că da, pentru că se va cerne cumva sita și toți ăștia care făceau tot felul de manevre de genul ăsta nu vor mai fi pe piață, știi? Cu siguranță, acum în urma virusului o să rămână doar oamenii care știu să facă afaceri, care știu să facă un business, știu să-și motiveze angajații, să stea, că sunt locații care au lucrat și în perioada asta, vorbind de Horeca, strict pe livrări. Da. Oameni care puteau să zică, bă, eu plec acasă și nu, vezi de business-ul tău, nu stau aici să mă bolnăvesc sau, știi? Și oameni care au lucrat, oameni care știu să-și țină angajații. Și prin punctul meu de vedere, ei vor fi singurii care vor supraviețui. Și asta e bine. Apropo de asta, n-ai avut oameni la rulote care să zică, păi dacă nu-mi dai cu 2000 de euro... Ba da, sunt mulți. Da? Sunt mulți. Și acum câteva zile am primit mesaje. Pe mine mă distrează, știi? Prin mesaje, la început mă enervam foarte tare, pentru că vii și îți bagi joc de munca mea când tu vii și eu îți spun că rulota costă, nu știu, 9000 de euro și tu vii și îmi faci ofertă de 5000 sau de 6000, mă insulți. Și atunci mi-a spus munca, îți bagi joc de munca mea. Nu, ai cu mine, niciodată n-am făcut așa. Că am vrut să cumpăr un lucru, ok, am mers, l-am văzut în prima fază.
Nu pot să vin să negociez cu tine pe un plus dacă tu, nu știu, în paharul respectiv, spui, bă, mania, te costă 5 lei, vin prin iar îl văd. Și dacă îmi place, îl iau, dacă nu-mi place, nu-l iau, dacă cred eu că ar trebui să mai negociez, nu știu, un leu la el pentru că are o crăpătură și pot eu să o fac cu leul ăla, încerc să negociez, dar în limita bunului simț. Pentru că tu ai un produs, tu îmi ceri banii pe care vrei tu pe produsul respectiv, pentru că e munca ta. Uh-huh. Eu la fel îți cer și eu, adică fiecare își prețuiește munca în felul lui. Nu știu dacă e bine zis aici, dar... Da, dar în același timp, cred că oamenii ar trebui să înțeleagă efortul pe care îl faceți voi acolo. Câte ore ai zis la chiuveta aia? 30-40 de ore. Deci cam așa estimez eu, n-am stat să calculez niciodată. N-ai stat cam așa estimez. Depinde, sunt lucruri la care stăm și lucrăm mai mult, sunt lucruri la care lucrăm mai puțin. Dar nu știu, oamenii cred că și închipe faptul că ai acolo, nu știu, un garaj mare, un hangar și... Vin acolo, le faci la imprimantă. Și hangarul ăla trebuie plătit, chirie, curent, angajat și așa mai departe. Taxe la stat și așa mai taxe departe. Și, da, de taxe n-am, asta nu am zis acum. Sunt multe care trebuie să multe plăți care trebuie să acoperite. Și atunci, cumva, în prețul respectiv sunt și cel de tot, zic, faci o grămadă de bani, ce pas. Nu e chiar așa. Păi, dacă era așa, toată lumea avea... Toată lumea făcea și toată lumea avea bani. Nu e. Dacă vrei să faci bani, din punctul meu de vedere, trebuie să muncești. Și nu puțin. Deci eu sunt de acord cu chestia asta. Nu puțin asta. Banii care, bani ușor nu prea există. Uite, mai aveam tot așa discuția asta cu fotografi, care la fel, de exemplu, Claudiu, îmi faci și mie un logo, dar ție-ți ia 5 minute, deci trebuie să-ți dau 50 de lei, știi? Dar lumea nu gândește, mă, pentru aia, poate îl face Claudiu în 5 minute. Face, dar pentru alea a exersat foarte, foarte mult, multe ore, multe nopți nedormite și așa mai departe. Plătite. Și cursuri plătite. Exact. Că multă lume, mulți nu iau în calcul asta. Ok, eu ce fac eu, nu am cursuri. Dar am pierdut multe nopți. Exact. Chiar ți-ai zis, am zile când lucrez câte 20 de ore pe zi. 20 din 24, ceea ce e foarte, foarte mult. Da. Și la după 20 de ore nu sunt obosit. Asta e foarte important, știi? Știu cum e că la gheață se întâmpla exact aceeași chestie, mai ales în perioada de vârf. Am avut o dată o discuție cu un tip, nu știu dacă îl știi, de la Bistro, Daniel Nehoianu, pianistul. Nu. La Bistro de la Arte era tot timpul joi, vineri, sâmbătă, era un pianist care cânta două ore. Știu, dar nu pe omul chiar nu-l cunosc. Și tot așa povesteam de chestia asta, că și el se confrunta cu aceeași problemă, știi? Zicea, domne, uite, vreau să vii să-mi cânți în deschidere la nuntă sau la un eveniment, știi? El, omul venind cu pian, cu tot ce trebuie, deci tu numai atâta, îi dai o priză unde îl bagă și era un pian electric, nu era de la mare. Și zice, ok, cât te costă? Păi, ok, pentru o oră este atâta. Păi, așa mult pentru o oră? Și na, tot așa i-a zis unul alt, așa, și la un moment dat i-a zis, da, pentru o oră de cântat la pian și alți 20 de exersat în fiecare zi. Eu nu, și eu poate gândeam la fel. Acum câțiva ani și eu gândeam la fel. Bă, pentru ce îmi cer, nu știu, pentru ce îmi cer pe sticla aia 20 de lei? Că nu face 20 de lei. Mm-hmm. Dacă stai să le calculezi câți oameni lucrează și absolut toate resursele care se pun în spate, da, o să îți dai seama că merită nu 20, merită 25 de lei. Dar omul respectiv nu-l vinde cu 25 pentru că nu are cui să-l vândă. Mm-hmm. Și mai ales la orice serviciu. La băuturi acolo, la voi ai văzut că a zis în episodul trecut Lucian, a zis să se lucrează pe o marjă foarte mică, nu știu, da. 15-20%. Da, păi da. După ce ca ai și adaos mic, pentru că oricum produsul e scump și mai ales, de exemplu, cum era la Tatra Tia viața la de 72 parcă, da, care avea o grămadă de bani. Acciză. Exact. Acciză e foarte mare la... Era foarte mare. Foarte, păi, și așa mai vrei și discount, mai vrei și așa, mai vrei și una alta. Și ce e foarte important, nu știu, din cei 15%, ok, tu câștigi 15%, dar tu ai o grămadă de bani de recuperat din piață sau nerecuperați. Păi ai văzut ce a zis Lucian, 1,5 milioane avea în stocuri și 700.000 de lei de recuperat. Și a zis că... Foarte, foarte mulți. Da. Nu știe sigur dacă o să-i mai vadă pe toți și dacă e unul care nu umblă cu fofărlica, durează un an de zile durează să-și ia banii înapoi. Durează foarte mult, pentru că legea nu te ajută. Legea nu te ajută. Din păcate, pe tine ca și vânzător, ca și comerciant, să poți să-ți recuperezi banii ușor. Cum a fost relația ta cu barmanii în toată perioada asta? Foarte bună.
foarte bună. Că nici de tine n-am auzit nimic rău, de asta întreb. Da, foarte bună, n-am. Eu, în principiu, a fost barman cu care m-am înțeles foarte bine sau barman cu care, dacă nu m-am înțeles, nici n-am avut tangențe prea mari. Salut, salut, ce faci? Bine și cam atâta. Nu... Tu n-ai cum să te placă toată lumea, nu ai cum să placi pe toată lumea. De acord, dar există cumva o animozitate, poate e prea mult spus, între agenții de vânzări sau cei care sunt ASM din diferite grupuri? Ai simțit vreodată chestia asta? Uite, am uitat să-l întreb pe Vitalie. Nu. Gen, nu știu, eu lucrez la Tatrati și tu lucrezi la Monin, știi? Și ne vedem Nu? Eu m-am întâlnit cu foarte mulți, pentru că în jobul meu cam asta făceam. Eram toată ziua în cârciu. Chiar eu zic cârciu. Eram toată ziua cu ei și vrei, nu vrei, te întâlnești cu o grămadă de reprezentanți sau mă întâlneam cu colegii mei de la importatori, de la ceilalți importatori, la concurență. N-am avut niciodată nicio problemă cu nimeni. Am înțeles. Asta e bine. Da. Hai să mă uit aici. Eu am o listă cu chestiile pe care mi le propun să le discutăm. Da, bea, liniștit. Da. Nu ți-a nimeni din față, nu. Jägermeister mai avem, că am fost corectat, că am zis odată Jägermeister. Eu am fost învățat cu Jäger, ci e Jägermeister. Jägermeister, da. Da, și eu la fel, tot Jäger. Da, așa. Varianta scurt, așa ne-am învățat, așa... Deci dacă vrei, mai punem aici, Claudiu a zis că a băut băutura, deci o să-l rezolvăm. Așa, uite aici, e o întrebare care mi-a scăpat legată, dacă nu te deranjează să revenim la social van. Da, chiar te rog. Rulotele astea, aveai o poză, dacă poate să pună Claudiu poza cu cele două rulote, cea galbenă și cea neagră, dacă le găsești acolo. Asta am uitat să te întreb. Așteptăm partea tehnică, exact așa. Văd că la fiecare are numere roșii. Asta cum e înmatriculată, neînmatriculată, care e procesul aici? În principiu, tot ce pleacă de la noi, cumpărate de noi, le matriculăm. Ok. Ele trebuie să fie matriculate, omologate și așa mai departe. Tu te ocupi ele de toate se omologhează, astea. Da. Okay. Avem un inginer cu care colaborăm pentru omologări și da, chiar eu personal mă ocup de matriculat de toate cele. Okay, ele se matriculează pentru că e foarte important clientul când pleacă să nu mai aibă bătaie de cap. Da, el trebuie să meargă să-și o matriculeze pe firmă sau pe numele lui în funcție de cum dorește, dar ca să-i facem omologarea să nu aibă probleme omul pe viitor, noi ne ocupăm de chestia asta. Ok, ele, asta e ca o chestie omologate. Extra pentru ele. Da. Ele, orice remorcă, food truck și așa mai departe, ele în carte sunt trecute ca utilitare, ca remorcă și așa mai departe. Ca să poți vinde ceva, trebuie să omologate, ca magazine mobile. Ca magazine mobile? Magazin mobil, da. Altfel nu obții autorizațiile de la DSV, de exemplu. Ok. Și nu obții nici... Dar dacă nu sunt matriculate. La DSV se duce clientul final? Merge clientul final. Dar înainte de toate, noi ca să ne asigurăm că el nu să aibă nicio problemă, noi oricum, la început, în principiu, noi am ținut legătura cu cei de la DSV. Am mers și am întrebat de 10.000 de ori ce trebuie să facem, blaturile, cum trebuie să fie, pereții, cum trebuie să fie, dacă vindem asta. Înțelegi? Dacă vinzi, de exemplu, mâncare, clar îți trebuie inox peste tot, în principiu. Uh-huh. Blaturi de inox, pereți de inox, hote de inox și așa mai departe. Dacă vinzi to go, cafea sau băuturi to go, acolo sunt mai permisiv. Poți mai pui un lemn, poți mai pui un blat de bucătărie, nu trebuie neapărat inox, știi? Am înțeles. Uite, și da, ne ocupăm noi de omologări și de tot. Era un aspect important și... Și ce e foarte important, că asta cred că am uitat, rulotele, într-adevăr, pe exterior la fel. Nu ne place foarte mult modelul ăsta și pe ăsta cred că vom merge în continuare. Ca puțin, și tip. Ca și tip, da. Ok. Pe interior noi ne dorim ca niciun interior să nu semene cu ce am mai făcut până acum. Că să fie diferite. Adică clienții, dacă vin, cu siguranță n-o să mai găsească una la fel. Bine, asta e ideea în care n-o să zic, uite, vreau trei la fel, că le pun în trei orașe diferite. Da, dacă sunt ale aceluia și cumpărător, da, puteți face trei la fel, fără nicio problemă. Dar dacă eu îți fac ție una, aceeași lotă, n-o să o fac altcuiva. Asta e important. Asta e foarte important, pentru că eu, dacă aș cumpăra aceeași, vreau să fie unicat. Adică să nu mai bun nimeni. Modelul cu așa care și l-am eu. Și așa, de obicei, m-am orientat în tot ceea ce am avut până acum.
Acum mă uitam la poza pe care a pus-o Claudiu. Inspirația pentru interior, pentru design, de unde-ți vine? Recunosc, la primele rulote m-am inspirat foarte mult de pe net. Uh-huh. Adică am văzut, am luat elemente din mai multe locuri, nu neapărat din rulote. Am văzut ceva ce mi s-a părut într-o poză, într-un living sau ceva, o lumină. Mi s-a părut interesant, de asta îmi place, aș vrea să o folosesc cumva. Poate am folosit exact același tip de lumină, un exemplu, sau am improvizat. Uh-huh. Și așa mai departe. În rest... Uite aici și sticle de monin și tot ce trebuie. Da. Cât de rezistente sunt blaturile astea? Poți să pui greutate pe ele? Poți să pui greutate. Nu știu, n-aș putea să dau acum, nu știu, o cifră, mm-hmm, dar rezistă. Gândește că pe toate punem espresoarele care au în jur de 50-60 de kilograme, plus băuturi, plus toate cele. Plus măcinătorul care e greu. Și măcinătorul și toate țin. Mobilele focus să țină. Băi, foarte fain proiectul ăsta, mie îmi place foarte mult. Mă bucur că îți place. Și îmi place foarte mult că îl faci tu, în primul rând, pentru că se vede că pui o parte din tine în ele. Așa cum este, pentru mine e pasiunea asta și de aia și fac ce fac și muncesc așa mult, pentru că chiar e ce trebuie, știi? Uh-huh. Țin minte începuturile tale când ziceai, mă duc la Prejmer să mă ajute cineva, că da, nu știu să fac aia și acum... Acolo am început, prima rulotă, cea portocalie. Uh-huh. Pe care pot să zic că pe aia am învățat, am făcut-o la Prejmer, în curtea, sau nici măcar, era o șură, mm-hmm, a unui prieten, n-am avut unde. Uite, și nu mi-am permis, da, nu mi-am permis să mă duc să-mi închiriez un spațiu sau ceva, știi? Și au fost făcute într-o șură și cam atât afară, șura nu era închisă, bătea vântul pe acolo, era destul de frig, dar acolo am lucrat la prima. Și la a doua tot acolo am început-o și după care am zis, bă, e timpul să-mi caut ceva, să mă duc la casa mea, condiții, da. Și să mă duc la casa mea să am ceva condiții, știi? Vopseaua cum e aplicată? Vopseaua tot noi am făcut-o, de asta îți spuneam că anul ăsta o să ne extindem. În locul în care ne-am mutat acum în atelierul este un pic mai mic față de ce am avut înainte, acum dai mai nou. Uh-huh. Urmează să facem chiar lângă atelier, să facem și un atelier de vopsit. Ok. Faceți totul acolo, da, numai... facem totul acolo. Acum externalizezi? Acum nu, tot noi... Acum externalizez. Perioada asta externalizez până o să fie gata vopsitoria. Uh-huh, uh-huh. Dar vrem să facem totul acolo. Ok. La ce lucrezi acum, dacă mai ne poți mobilierul spune? Acum lucrez la food truck pe care l-ați văzut mai devreme. E aproape de final. Sperăm să... Și alte proiecte se... Mai avem un proiect, dar... Încă nu vrem să-l facem public. Am înțeles. Mai așteptăm un pic, cu siguranță. Uite, data viitoare putem să vorbim de el. Ok, păi să ne trimiți niște poze măcar, să le punem și noi acolo. Să facem un fel de follow-up. Da, acolo o să fie un proiect mai special, ceva ce cred eu că în România de față nu există. Ca și tip de platformă, mm-hmm, să zic așa. La nivel de România, cam cât sunt așa în care fac cum faceți voi? Eu știu de, cu siguranță sunt mult mai mulți, dar eu știu de încă vreo 5. Ok. 5 care mai fac același lucru. Unde crezi că să ajungă toată treaba asta în 5 ani? Pentru că eu, știi de ce te întreb? Văd foarte mulți barman interesați sau baristi interesați de genul acesta de... Că le oferă cumva o libertate. Oferă libertate. Da. Cu siguranță eu sper și mi-aș dori și nu neapărat că lucrez în domeniu. Întotdeauna mi-am dorit. Mie mi-a plăcut ideea de street food. Uh-huh. Mi-a plăcut și îmi place și mănânc. De câte ori am ocazia să mănânc burger, de exemplu, să fac burger. De câte am ocazia să mănânc de peste tot și încerc. Sper, mi-aș dori să putem să... sau să existe peste tot, să existe tot felul de mașini, de truck-uri, de... Ai fost orice. Pe afară să vezi? N-am fost afară deloc. Eram curios. N-am fost afară, dar sunt. Am prieteni care mi-au mai trimis ceva poze și sunt, e plin peste tot. Ok. Da, tube, truck-uri, mai arătoase, mai puțin arătoase, cu mâncarea mai bună, mai rea, mai... Dar sunt. La noi, în România, de a început de... vreo 2 sau 3 ani de zile. Cred că a început de când au venit cei cu Street Food Festival. De când a început Street Food Festival. Da, în toate orașele. Da, în toate orașele. Atunci a început nebunia și la noi.
și o să mai dureze câțiva ani până se, până o să sper, sau sper să se deștepte toată lumea și să le, să ne dea voie să, sau să le dea voie să amplaseze. Mă, eu am fost, ce ținem de Street Food Brașov, Street Food Festival, eu am fost la toate edițiile, că am dat gheață acolo și am văzut de la an la an că sunt alții cu altfel de preparate diferite, interesante, și mie asta mi-a plăcut, diversitatea asta. Cam asta e ideea, dacă vrei să mănânci, nu știu, să mergi să mănânci ceva, hai, că tailandezi mai găsești la noi, cred că mai găsești, sau... În era Brașov, tailandez, nu era, era chinezesc. Chinezesc, era japonez, corean, japonez. Corean, japonez. Da. Nu știu, sunt o grămadă de tipuri de mâncare pe care nu le găsești nicăieri. Și atunci ai ocazia să mergi să guști. Uh-huh. Dacă vrei să mănânci raci, de exemplu, la noi, nu, eu nu sunt fan. Dar dacă parcă sunt unii acum care au. Da? Da. Da, nu știu, de ceva timp m-am cam, sau de, cred că de vreun an de zile, m-am cam retras așa din Horeca. Am muncit foarte mult și chiar n-am avut timp să ies. De exemplu, la Street Food Festival anul trecut, eu n-am ajuns. Ei, na, n-ai. Trebuia să termin un van și să merg cu el la festival. Cea neagră, trebuia să-mi închiriez. Ah, ok. Și am terminat-o chiar cu o zi înainte. Mai aveam ultime detalii și n-am stat aici să o termin și după aia să mă duc. Și am zis, într-adevăr, am zis că în seara aia ajung măcar 2-3 ore, n-am ajuns. Sperăm că... Parcă street food-ul ăsta era în mai... Aoleu, era în mai. Sperăm în că... Mai? Sau parcă în așa iulie? Era. Parcă în iulie. În ce știu. Nu mai știu. Nu mai știu sigur asta cu... Da, oricum nu știu, cred că mi-am notat undeva. Nu cred. Anul ăsta cred eu că se va anula. Din păcate, da. Din păcate. Au început în București și în Cluj, din ce am mai discutat cu unul cu altul, au început acum, fac delivery. Sunt. Da. Și în Brașov sunt. Fac delivery cei de la street food. Adică sunt câteva dube, câțiva comercianți care gătesc și livrează la... Gătesc în tracuri. Am înțeles. Și livrează. Asta e tare. Mi se pare o idee genială, da. Dar asta numai în Cluj. Și în București. Cluj și București. Ok. Sau în București deja au început de ceva timp, de vreo 3 săptămâni, cred. Dar bănuiesc că ei sunt de acolo, nu sunt cum era, da, de exemplu, de la street food, veneau din toată țara. Sunt de acolo, sunt câțiva de aia, zic, câțiva, 3, 4, 5, 6, care fac unii ciorbă, unii burgeri, unii paste, unii... Bine, toată treaba asta cu street food-ul, din punctul meu de vedere, este să fii acolo. Da. Să vezi, să miroși, să gui, să... Poate nu ți-e... Da, nu e același, nu e același lucru și cu mâncarea pe care o comanzi acasă. Da. Nu e același lucru ca și cum... Nu ajunge exact în modul ăla, nu știu dacă perfect, dar până ajunge la tine, ai văzut, mai se scad câteva grade, mai... Se scad, da, nu e același lucru. Nu știu dacă e vorba de... Da, cred că de vibe în primul rând. Că ești acolo, stai la rând, hai așa. Da. Bine, domnule, cam asta am avut eu pe listă, dacă mai ai tu ceva să ne spui. Momentan chiar nu vine acum nimic în minte. Poate ne vedem data viitoare și... Eventual, după ce mai faci niște proiecte. Facem ceva și venim să mai prezentăm. Poate facem o chestie de gen unde nu mai facem podcast, venim direct acolo la tine și ne urcăm în... Lider. Ne urcăm acolo în rolute, nu le conducem pentru că eu nu am BEU și B96, vezi că am reținut. Da. Marian, îți mulțumesc încă o dată și mult succes pe partea asta de social event și să dea Domnul să se ridice cortina și să dăm drumul la treabă cât mai repede, atât tu și voi, cât și noi. Și voi. Mihai, mulțumesc frumos, mulțumesc de invitație, mulțumesc pentru tot și... Spor și ții acolo cu Ice Division. Să ne auzim cu bine. Mulțumesc, toate cele bune. Aceasta a fost discuția mea cu Marian Munteanu, cofondator Social Van. Dacă vreți să dați de el, găsiți pe Facebook Marian Munteanu sau pagina sa Social Van, la fel și pe Instagram. Pe noi ne puteți vedea pe YouTube, ne puteți asculta pe Spotify, pe SoundCloud, pe Mixcloud sau, dacă preferați, platformele Google and Apple Podcast, ne puteți vedea și acolo. Nu uitați, ne puteți susține oricând cu un like, un share și chiar un subscribe, sau dacă vreți mai mult de atât, puteți chiar să băgați mâna în buzunar și ne puteți susține prin Revolut, prin Patreon sau prin PayPal. Mulțumim încă o dată celor de la Monin și celor de la Visibil pentru găzduire și să ne vedem sănătoși și data viitoare. Toate cele bune!